Succesul nu este despre lucrurile bune care se întâmplă în viață. Succesul este despre cum reușești să treci peste provocări, peste probleme când apar. Și dacă nu ajungi să ai greșeli mari, să ai provocări mari, să dai tare cu capul, să-ți rupi spatele, nu poți să ajungi la lucruri mari. Salutare, Cosmin! Bine ai venit! Ștefan, bine te-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Pe Cosmin îl cunosc de ceva vreme. Este fondatorul și CEO-ul GOMAG. Am un partener în business. Co-fondator? Da. Foarte bine! Mi-a atras atenția acum ceva vreme că te-am văzut destul de activ pe social media și m-am gândit, oare ce face băiatul ăsta, că e peste tot, știi? Și ai zis, ok, hai să ne conectăm, să vedem ce faci și să vedem cum putem să inspirăm și pe ceilalți care vor să facă mai bine. Povestește puțin despre GOMAG, despre tine, despre rețeta ta de succes, cum ai început. Hai să o luăm cu ceva simplu. Cum ai început? A început dintr-o pasiune, toată aventura asta legată de online. Practic am început în 2000. Practic. Teoretic. Cum vrei. Am făcut primele acțiuni să înțeleg online și să monetizez cunoștințele pe care le aveam atunci legate de internet. Am descoperit înainte internetul și mi-am dat seama că s-ar putea face ceva bani. Mă auzeam eu că se întâmplă ceva asta. Și practic oficial, deci era dilema înainte. Compania noastră, Silk, care este acum o companie SA, este înființată în anul 2005. Sunt împreună cu Aurelian, partenerul meu de business, și am început ca și o agenție de web design și promovare online la vremea aceea. Făceam site-uri pentru clienți, îi punem noi pe internet să fie drăguț. Și făcând anumite lucruri, mi-am dat seama că am descoperit ce înseamnă SEO, optimizarea asta pentru motoare de căutare. Am făcut câteva site-uri, am început să câștigăm poziții în Google, să vedem că sună lumea, care impact, ce facem. Și ne gândeam, atunci am dat un site cu uși pentru un client, cum ar fi să facem un magazin online, să vindem uși pe internet. Mă gândeam eu că ar funcționa. Zis și făcut. Am făcut un magazin, clientul venea cu ușile, avea depozit, avea importuri din China. Practic noi făceam dropshipping, dar nu cunoșteam atunci fenomenul și nici cuvântul. Da, la început am zis. Exact. Până am început să ne lăudăm că avem magazin online, am început să facem și pentru clienți treaba asta. Am avut ulterior mai multe magazine și ale noastre împreună cu alți parteneri, alți clienți și ofeream și servicii de promovare și magazine online. Până când ne-am dat seama că pentru business era mișto, era interesant, challenging, personal, dar din punct de vedere al business-ului, noi nu prea rămâneam cu bani la final de an. Deci business-ul era frumos, făceați multe lucruri, dar profitabilitatea nu era chiar ce trebuie. Am început să ieșim și în lume, adică în țară, pe la evenimente, oamenii. Competiția, să spunem așa, ne mai lăuda, bă, ce mișto ai făcut treaba aia, ce mișto ai scris. Da, mișto în gândul meu, mersi, dar eu nu prea am bani să... Și ne-am dat seama că ar trebui să vedem business-ul cu altă perspectivă, nu doar partea asta de hobby, să facem lucruri mișto, să vedem cum monetizăm mai mult. Și pentru echipă era challenging, o parte dezvolta, o parte promova, o parte avea o situație cu un client, o parte cu altul, nu era un tot unitar. Și ne-am dat seama, băi, ar fi mișto să facem și noi un business ca tare. Știi cum se spune? Succesul peste noapte apare după 10 ani. Da, de muncă asiduă. Da. Noi ne-a trebuit 12-14 să o luăm într-o direcție corectă. Atunci erau alte vremuri. Da. Și așa s-a ajuns la direcția GOMAG, care este o platformă de e-commerce care momentan ajută peste 3000 de antreprenori să aibă propriul lor magazin online, să vândă tot ce își doresc ei, orice pe internet, cu propriul magazin, prin tehnologia noastră. GOMAG... Când a apărut în schemă? Prin 2015-16. Când deja cumva v-ați definit voi în ce direcție vreți să mergeți, nu? Exact. Noi făceam până atunci și magazine custom pentru clienții, cu bani mulți, cu mii, chiar cu zeci de mii de euro. Dar Stefan, nu rămâneam cu bani la final. Voi câți bani ați luat de la ăla și v-ați capitalizat, nu? Astea sunt costuri. Și ne-am dat seama că trebuie să fie un tot unitar și să avem ceva predictibil. Și cumva ați regândit modelul de business în așa fel încât să fie scalabil și să se poată multiplica fără foarte multe resurse. Mă gândesc că asta este direcția oarecum, nu? Oarecum, da. La prima dată am zis, băi, ar trebui o soluție pentru antreprenorul de rând din România. Să-și permită oricine să-și dezvolte business online.
să arătăm că tehnologia permite, costurile sunt minime, mm-hmm, dar trebuie acel ingredient secret numit muncă. Da, 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 am înțeles. Deci, cumva să sumarizez, voi ce faceți acum, ajutați oamenii, persoane de toate vârstele care doresc să fie antreprenori și voi le oferiți partea asta de ce înseamnă e-commerce de platformă, cumva le dați o soluție tehnică, bineînțeles și ei implicați în aplicarea, dezvoltarea lor, mă gândesc, nou, ca și business. Da, ei trebuie să se implice. Practic le dăm, au opțiunea de magazin online la cheie, uh-huh, zic așa. Suntem mai mult de atât acum. Gomag este un ecosistem, pentru că am dezvoltat în jurul nostru. Tu, pentru a vinde online orice, ai nevoie de soluția tehnică, pe lângă, uh-huh, ideea ta sau produsele pe care vrei să le vinzi. Poți să vinzi chiar și produse digitale, cursuri, super, așa. Uh-huh. Ai nevoie de ajutor, ai nevoie de partea de marketing. De marketing, ai nevoie, da, de, nu știu, copyright, marketing în site. Și atunci am dezvoltat un ecosistem de parteneri. Uh-huh. Să eliminăm absolut orice scuză. Avem și o super comunitate. Am dat acces la know-how. Avem Academia Gomag, unde sunt o mulțime de cursuri care să te învețe, care să te ajute. Sunt realizate de noi, împreună cu colegi, cu parteneri, chiar și cu clienți care au depășit anumite praguri, anumite provocări. Și vorbesc din experiența lor, de la 0 la 1 milion, de la 0 la 2 milioane, uh-huh, de la 0 la 500 de mii de euro, depinde de, sunt mai multe povești. Și asta demonstrează că se poate. Da. Ce mi se pare interesant este faptul că, ceea ce și eu am descoperit pe parcurs, că dacă vrei să faci ceva de succes, ai nevoie să dai valoare celorlalți. Și exact, probabil, mm-hmm, cred că aici ați descoperit și voi oarecum cheia succesului, când v-ați dat seama într-un anumit proces că, ca să devii profitabil, ca să crești mai mult, ai nevoie să ai foarte multă valoare oamenilor. Stefan, ne-am descoperit mai înainte pentru că noi suntem o companie din Baia Mare. Mm-hmm. Majoritatea colegilor echipei suntem acolo, lucrăm de la birouri și pe vremea aceea competiția era la București. Noi trebuia să facem un marketing mai bun, mai agresiv. Ca să vină oamenii către voi. Să aibă încredere, pentru încredere, că la vremea aceea, prin 2005, 7, 8, 10, ne contactau foarte mulți oameni, foarte multe companii mari, corporații, nu ca subcorporații, și când vedeau la semnarea contractului că suntem din Baia Mare, deveneau reticenți, da, oarecum. Am spus, băi, dar tu trebuie să vinzi peste tot, adică, da, dacă vrei să vinzi și în Baia Mare, și în satul mare, și în alte părți, în afara Bucureștiului, trebuie să ai încredere cum au și alți oameni încredere, da, să cumpere de la tine. Da, da. Ok, zic, băi, trebuie să fim mai buni, trebuie să muncim mai mult decât alții. N-am avut ce face, n-am avut de ales. Da. Mi-am dat seama, băi, asta e direcția. În 2007-2008 am început să facem conținut pe blog. Am început să apară partea asta cu videouri. Trebuie să ținem trendul. Da, și așa cum spuneam la început, chiar faci bine ceea ce faci, pentru că te văd destul de des. Nu știam neapărat foarte multe lucruri despre brand. Am putut să-mi dau seama din denumire oarecum că este despre, ok, e-commerce. Tu ai scris și o carte pe care o să o citesc, E-commerce No Bullshit. Da. Super. Da, cred că știi care este, apropo, cei care doriți să cumpărați cartea, îl găsiți pe Cosmin Drăban pe internet, dați un Google, un search, îl găsiți, îi găsiți și cartea, îi găsiți și site-ul, așa că nu cred că o să fie vreo problemă să intre în legătură cu tine, este la un click distanță. Exact, pe Academia Gomag se poate comanda cartea și vine și cu mai multe materiale bonus și cu transport gratuit. Bravo! Păi, eu mă aștept să cât mai mult să ia know-how pe care tu l-ai construit în foarte mulți ani. Pentru că, de fapt, motivul pentru care noi suntem aici astăzi este să împărtășim din know-how pe care tu l-ai, experiențele pe care tu le-ai dobândit de-a lungul anilor. Știi cum se zice că oamenii învață cel mai mult prin imitare. Să vadă poveștile celor care au avut succes, să înțeleagă din provocările lor și ideal să nu mai repete aceleași greșeli. Dar spune-mi... una sau două, o greșeală majoră pe care ai făcut-o tu în toți acești ani de când ești în business și pe care nu ți-ai dorit ca ceilalți să o repete. Poate, dar n-am făcut foarte multe greșeli. Dar sunt de acord cu tine că și eu am făcut foarte multe greșeli. Și toate lucrurile bune care ajută orice business legat de online, e-commerce face toată lumea. Și tu, dacă îți vin serviciile, da, faci e-commerce, nu înseamnă doar pentru produse fizice. Toate lucrurile bune care au funcționat pentru noi și pentru clienții noștri le-am pus în carte. În rest, au fost failuri. Am înțeles, foarte multe feluri, dar se, da, spune că... Da. Să spunem, a fost provocare... Băi, noi am început, eu și Aurelian, partenerul meu, ca oameni tehnici. El pe programare, eu pe marketing. Și credeam că fiecare lucru, băi, este cel mai important. Dacă reușim să ducem oamenii
primul loc pe Google, o să aibă succes, noi să facem bani. Dacă facem cea mai puternică platformă, cea mai tehnică, o să facem bani. Mie le ajută, doar trebuie să le vezi în context, trebuie să vezi valoarea care o duce. Și nu știam să facem business, nu știam să ascultăm clientul, nu știam să ne interesăm despre clientul nostru. La vremea aceea eu personal comunicam foarte tehnic, cumva pentru competitorii mei. Da, da, da. Și făceam conținut, nu făceam, depuneam foarte mult efort și încercam să amplificăm financiar și nu se transforma în clienți. Neavând bani la vremea aceea, m-am angajat cei mai accesibili oameni, să nu spunem cei mai... Da, am înțeles. Și asta a fost dureros, dar chiar nu ne-am permis. Am dorit să fim ok întotdeauna pentru oameni, dar nu ne-am permis și ne-am dat seama că pe termen lung a dus un damage destul de mare. Da, și sunt de acord cu tine că personal și eu am trecut prin diverse experiențe în lumea asta a afacerilor și rezonez foarte mult când spui că este oarecum normal să ai foarte multe mici fail-uri, știi? Problema intervine atunci când ori renunți, ori nu înveți din ele și le tot repeți și peste 30 de ani te găsești în același lung, la același loc, cu aceleași experiențe, cu aceleași frustrări. Și cred că probabil, de fapt, sunt convins că ai învățat din acele mici fail-uri, acele mici nereușite, să le spunem așa, ca să mergi la următorul nivel. Da, frustrări au fost pe parcurs, am mai apărut. Dar ne gândeam întotdeauna după ce descopream un lucru, păi cum să-l facem să fie mai bine sau unde am greșit. Ne dădeam seama că aveam competitori care profesional nu erau atât de bine pregătiți decât noi, nu ofereau calitatea serviciilor pe care oferim, dar la cifre financiare, când ne-am dat seama, băi, ok, e important să fii tu meseriaș și acolo, da, să mai meșter din cartier, dar dacă nu faci bani... E important să ai și rezultate, mai ales când vrei exact să ajungi la cât mai mulți oameni, să împărtășești succesul tău cu cât mai mulți colaboratori angajați, cu prieteni, cu societatea, că de fapt ce am observat eu în anii trecuți este faptul că atunci când îți dorești să îți crești afacerea foarte mult, pe primul loc, de fapt, nici măcar nu este partea aceasta de profit sau să de cifre de afaceri. Nu? Acesta vine ca un răspuns al acțiunilor și al dorinței pe care tu ai de a da mai multă valoare celorlalți și, într-adevăr, a le rezolva o problemă reală. Așa este, Stefan. Am foarte multe discuții cu Aurelian, cu partenerul meu, ce să mai îmbunătățim, ce să mai dezvoltăm la platformă. Și vorbim 2-3 ore despre ce să facem, niciodată nu ne întrebăm câți bani o să facem din treaba asta sau cum o să impacteze rezultatele financiare. Ne gândim cum să ajutăm clientul să vândă mai mult. Da. Pentru că știu, dacă te ajut pe tine ca și client, să automat și el va veni către tine. Se întâmplă lucruri, ok, exact. Da, da, e cel puțin lecția numărul 1 pe care fiecare antreprenor o învață, este faptul că atunci când ai foarte multă valoare și ești acolo autentic și sincer, și îl ajuți pe cel care vine către tine, care are nevoie de ajutor, atunci de fapt tu câștigi cel mai mult și niciun competitor nu poate să vină să, nu știu, nici măcar nu este vorba de a fi mai bun ca tine sau mai rău sau competitorul este cum este, nici măcar în unele cazuri poate să fie, să spunem, irelevantă. Cheia este atunci când dai valoare, omul este mulțumit, el te promovează, tu ai succes. Așa este și până antreprenorat și nici în marketing nu există secrete. Când spune cineva că... Da, secret, one size fits all, știi? Este un clișeu, da, de marketing sau o minciună mare. Se erau pe vremuri, avem secretele algoritmelor de la Google, de la social media, cum să... Nu există așa ceva. Nu există, da. Pentru că în funcție probabil de nișa pe care o ai de produsul, de serviciu, tu trebuie să-ți adaptezi strategia de marketing, de vânzare, personalizat pe ceea ce tu vrei să pui în valoare. Suntem conduși cumva de algoritm. Da. Tot ce facem noi pe internet lasă urme și algoritmul reacționează într-un fel. Și piața este atât de dinamică și fiecare industrie încât să spuneai, trebuie adaptat fiecare la tine. Da. Tu trebuie să urmărești ce se întâmplă strict în industria ta, cum o joacă competiția în industria ta, la ce reacționează oamenii din industria ta, pentru că același om, când are nevoie de un serviciu medical, reacționează într-un fel. Da. Același om, când are nevoie de marketing sau de un magazin online, reacționează total altfel. Da. Asta să știi că am învățat-o și eu pe propria mea piele, mai ales când am învățat marketing. Am învățat să fac marketing în domeniul medical, să aduc oamenii, de fapt, către noi, să ne aleagă și să, bineînțeles, să consume serviciile pe care eu cred că le oferim ca să dăm valoare. De fapt, sunt convins de asta. Și am încercat să aplic strategia și în alte domenii. Ei bine, nu a funcționat. Exact cum spuneai tu. De ce? Pentru că sunt anumite comportamente cu privire la
un serviciu sau la un produs pe care oamenii îl caută și când vrei să le dai, să le vinzi, să le promovezi un alt serviciu sau produs, comportamentul se schimbă și atunci trebuie să-ți adaptezi strategia și tu crezi că strategia pe care o aveai, ca să nu mai reinventezi tu altceva, funcționează. Ei bine, te înșeli de cele mai multe ori. E adaptat întotdeauna, pentru că sunt oameni care au valorile lor, prima dată, să zicem, sănătatea, unde poți să investezi foarte mult. Și pe locul 2, 3, 4, tehnologia sau tehnologia business-ului care nu mă interesează, aș investi puțin și atunci mă comport altfel. Da, așa este. Și cumva, de multe ori, ceea ce tu deja faci este nevoie să educi pe oameni ca să consume anumite produse sau servicii, în cazul tău servicii, pentru că educația asta se duce până la nivelul că omul înțelege că poate să devină antreprenor, poate să-și dezvolte propria afacere, tu îi dai uneltele de care are nevoie și automat el va cumpăra la tine unealta de care are nevoie ca să-și dezvolte propria lui afacere. Exact, tool-ul care îl ajută să aplice tot ce a învățat. Da, și asta cumva eu personal o văd ca un mare atu pentru oameni. Este cineva care a dezvoltat pentru tine unealtă, care a aplicat-o la rândul lui și care a aplicat-o mulți alții, fără ca tu să fii nevoit să reinventezi roata. Așa este. Practic, unealta pe care noi o dezvoltăm acum este și produsul a mii de feedback-uri, mii de antreprenori care o folosesc, care au trecut și prin durerile creșterii. Da. Și este tot mai rafinat, tot mai îmbunătățit cu fiecare zi. Super. Zine puțin unde îți dorești tu să ajungi în, nu știu, în 3-5 ani cu ceea ce faci, de, o viziune așa de ansamblu, ce transformări. Misiunea noastră, după ce îmi dați seama de direcția pe care o luăm, este să ajutăm 1 milion de antreprenori și viitori antreprenori să-și crească business-uri sănătoase, profitabile, într-un mod etic, condiția fiind de a fi dispus să muncească pentru asta. Ce-mi place că nu este prima dată când aud la tine, a fi dispuși să muncească, să depună efort, care cred eu că este la fel ca și tine precondiția pentru a avea succes. Foarte mulți antreprenori sau oameni care doresc să devină antreprenori sau să facă afaceri au impresia că poți să ai succes și cineva să-ți dea unealtă și acea unealtă să fie magică și tu nici măcar să nu apari la birou și să ai încasări și să ai succes. Nu există. Eu cunosc foarte mulți clienți care fac milioane de euro pe an, am parteneri care fac zeci de milioane. Păi, dar astea toți au un lucru în comun. Muncesc. Le place foarte mult ceea ce fac. Da. Aduc plus valoare și în societate și în viața oamenilor, dar muncesc. Da. Și nu există aia secretul. Știi, dacă vrei să intri în antreprenoriat, spui, bă, vreau să am mai mult timp și bani. Și aia, vorba aia cu work-life balance, nu prea crede în ea. Nu poți să depui același efort, dar notat același timp și tu să fii fericit și de succes. Uite, eu am trăit mai mulți ani în Danemarca. În fine, e o societate destul de diferită față de România și ei chiar pun foarte mult preț pe această paradigmă work-life balance. Eu, cât timp am stat acolo, am muncit aproape tot timpul, 16 ore pe zi, adică nu mă potriveam culturii de acolo, pentru că am văzut că oportunitate să fac mai mult. Ei deja erau într-un, aveam un anumit statut, erau obișnuiți cu o anumită paradigmă. Pentru mine a fost ca oportunitate, pentru că ei nu-și doresc neapărat să muncească foarte mult. Eu am făcut asta și apoi când am început să fac diverse afaceri, mi-am dat seama că ca să ai succes, ai nevoie să depui, mai ales în faza de început, până când ai o rețetă, să depui atât de mult efort de care probabil cei mai mulți oameni ar fugi, numai gândindu-se că am muncit primii 3-4 ani de când am început să fac antreprenoriat și sâmbătă și duminica undeva la 12 ore. Cred, se fac și eu muncesc. Este, da, oamenii și-ar dori să găsească, probabil au observat și tu și mă găsesc și din discuții, dacă s-ar putea, simplu. Da, nu se poate. Cel puțin eu nu cunosc cazuri, nu cred că se poate treaba asta. De aia, cum spuneai, la început trebuie să muncești mai mult în primii 3-4 ani să-ți validezi ideea și trebuie să muncești mai mult decât alții, pentru că au muncit în trecut, dacă vrei să ieși puțin în față. Pe urmă, trebuie să începi să te menții și când poți să fii lider de piață în industria ta sau să tinzi acolo să fii lider de piață, când îți dai seama că ceva funcționează, se poate întâmpla după 3 ani, după 5 ani, după 7 ani, 10, începi să tragi, păi, hai că m-aș putea apuca să muncesc pentru locul 1.
Și atunci trebuie să depui iar un extra efort. Ai o motivație și pe urmă să vezi cum e când vrei să te menții, pentru că deja ești ținta tuturor, toată lumea vrea să-ți ia locul și lucrurile se schimbă. Dar trebuie să-ți găsești motivația și acolo ai depus și de motivația financiară, pentru că deja în principiu faci bani. Da. Dar este acea E un drive, o putere interioară. Exact. Da. Și misiunea pe care o ai asupra oamenilor pe care îi impactezi, lucru care este cel mai important, pentru că e vorba aia, cu ce m-am ales în viață sau ce am impactat, ce se spune despre mine. Da. Știi că acum mulți oameni o văd ca pe un clișeu, știi, dar a fi un impact, a aduce un impact asupra celorlalți. Însă, de fapt, eu consider că la sfârșitul zilei cam aceasta este esența antreprenorului și a afacerilor. Să avem un impact ideal pozitiv asupra celor din jur și ei, la rândul lor, să aibă o viață mai bună. Așa este. Mulți ar spune, e un bullshit treaba asta. Totodată, majoritatea din cei care gândesc așa, spun, își găsesc scuze. Păi sistemul e de vină, păi guvernul, păi politica. Familia, zic, prietenii. Okay, deci asta a avut impact. Dar dacă tu ai putea să faci ceva să aibă un impact în viața altora, cum ar fi? Ai văzut că ăsta e adevărul? Că dacă mă gândesc, așa e. Da. Adică dacă tu crezi că ceva are impact negativ și nu poți să mergi mai departe, practic îți găsești o scuză, te victimizezi. Da. Dar când ar fi rândul tău să impactezi ceva, zici că nu contează, că nu se poate treaba asta. Dar se poate și asta contează. Știi unde sunt, din experiența mea personală, cele mai multe provocări? În a depune acel extra efort și de multe ori în fiecare zi un extra efort ca să înveți acele lecții și să ai acele mici reușite ca să ajungi la reușita mare. Și cel mai mult se blochează în faptul că în fiecare zi, aproape în fiecare zi, este nevoie să ieși din zona de confort. Și acea ieșire din zona de confort de multe ori poate să fie puțin, te poate deranja la nivel psihologic, că devine ca o presiune, știi? Da. Dar probabil ai observat și tu, la un moment dat devine o nouă realitate în care tu ești adaptat la noile condiții. Așa. Și efectiv depui extra efort și dacă nu depui extra efort, de multe ori se pare că ok, parcă simt că ceva, știi, a rămas în urmă. Foarte bine menționat. Ideea e că periodic ca de toate trebuie să ieși din zona de confort, pe urmă trebuie să-ți formezi un obicei din treaba asta și cât se pare că, când ți se pare că totul este normal și merge pe un făgaș ok, să te aștepți să se întâmple ceva. Dacă nu se întâmplă ceva aiurea, sau un rău, sau un bine, trebuie să forțezi tu puțin iar să ieși din zona de confort, să ai acel drive de creștere. Da. Altfel, intri pe un platou și vine un competitor sau altcineva și de multe ori se uită în urmă la tine pentru că ai rămas undeva blocat pe un proces. Știi, zicea parcă Robin Sharma că cele mai mari efecte asupra dezvoltării personale și profesionale sunt acele, să faci acele lucruri de care ți-e cel mai mare frică. Ți spui un obiectiv foarte mare, mare, pot să fac sau nu pot să fac. Și măcar să-l duci la 78% și tot ești foarte câștigat. Exact. Da, nu trebuie să-l duci la 100%. Mai mult decât și din zona de confort. Unii s-au gândit să-l facă, tu l-ai făcut. Cine câștigă? Sau tu l-ai început. Da, da. Așa este. Da. Aș vrea să ne transmiți un gând, o experiență destul de, să spunem așa, de impact pentru viața ta, care tu crezi că le-ar aduce foarte multă valoare celor care își doresc să facă o afacere online? Eu cred că găsim experiențe la tot pasul. Noi avem iar o perioadă mai agitată cu foarte multe evenimente, sesiuni, la care invităm specialiști, parteneri din diferite industrii, în zona de marketing, e-commerce, operațional, dar și antreprenori, la fel ca noi, că toți suntem oameni, care nu sunt super cunoscuți, n-au business-uri de zeci de milioane, n-au business-uri cu PR cunoscute în piață, dar care arată, care vorbesc din propria experiență cum au reușit, cum au învățat, cum au descoperit internetul, cum și-au validat ideea și au început să muncească. Chiar discutam recent de o clientă care la un moment dat a crezut atât de mult în visul ei, ea personalizează brățări. Deci nu este un business fancy, cu tehnologie, dar la un moment dat și-a vândut mașina familiei pentru a-și cumpăra o mașinărie de personalizat din America. Da? Și zice, băi, am crezut atât de mult și nu avea nimeni în România așa ceva. Pentru mine era un avantaj competitiv foarte mare, pentru că abia după câțiva ani a apărut o astfel de mașinărie în România și, într-adevăr, aproape un an nu a avut mașină, s-a descurcat cum a putut. Și a arătat că se poate. Și, repet, era femeie. Și a avut succes. Da, da, da. Super. Acum este o companie de vreo 10-12 oameni. Super. Și azi am întâlnit un tip, am avut un workshop și vorbeam și, băi, m-am descoperit prima dată, m-am uitat așa ciudat, am zis, băi, e gratuit, pot să citesc, pot să văd.
Și ce m-a prins într-un moment, într-un clișeu de schimbare în viața mea și tot ce spuneți acolo face sens. Într-adevăr, trebuie să muncim. Și se poate. Da. Nu trebuie să, dacă visul tău este să faci milioane, poți să faci milioane, trebuie să muncești ca și mai mult decât cei care au deja milioane respective. Da. Dar poate să fie visul tău să fii relaxat, să ai un salariu de corporatist, să nu muncești ca un corporatist și să fii ok. Nu trebuie să fie toată lumea milionar, miliardar. Da, că e o lecție foarte bună și ce ne-ai transmis tu din perspectiva faptului că foarte mulți oameni se compară cu alți oameni care sunt într-o anumită poziție socială, au un oarecare succes, fără să știe ce se află în spatele acelui om, acelui succes, acelor experiențe. Și ei cred că acel om a făcut diverse lucruri, unele mai morale, altele mai puțin morale, sau că păcălește, sau că sunt diverse programe limitative și gânduri limitative cu privire la acei oameni. Fără ca ei să se fi pus în ipostază, ok, hai să vedem dacă aș fi în locul lui, ce aș fi făcut sau ce aș face, aș putea să facă efortul acesta. Da, foarte bine. Dar singura limită pe care o avem este aici. Este în mintea noastră. Dacă noi credem că nu se poate, atunci nu se poate. Credem că se poate, o să se poate. Dar trebuie să depunem efort. Nu există că cineva a avut noroc, că cineva a reușit. Deci nu ești unul dintre antreprenorii care crede în noroc. Nu. Norocul se face omul cu mâna lui. Și de că auzi și tragi inspirat de o mulțime de povești de succes de oameni de afară. Bă, și în România sunt foarte mulți oameni smart, foarte mulți oameni care au reușit, dar este important ca tu să creezi o poveste de succes, tu să fii eroul unei povești în familia ta, în anturajul tău. Da. În zona ta, pe urmă, poți să crești. Dacă te gândești, băi, eu pot să impactez, pot să le arăt altora că se poate să ieși din zona mea de confort, o să ieși. Cred foarte mult în ceea ce ne transmiți. Asta cumva ne demonstrează că noi, ca ființe umane, bipede ce suntem, am venit pe această planetă ca să relaționăm, să dăm valoare, să impactăm. Și așa cum ai spus tu, nu trebuie să impactezi 10 miliarde de oameni, nu e o regulă. Nu. Dar de multe ori de ajuns să impactezi, cum ai spus, poate să fie membrii familiei, poate să fie comunitatea din care faci, poate să fie orașul din care ești. Important este să faci câțiva pași și dacă îți place, faci mai mulți pași. Exact. Și uite, e foarte ușor să impactezi. Se gândesc oameni, bun, ce fac eu? Nu știu, eu vreau să vând gume, vreau să curăț pantofi, ceea ce nu e foarte ok. Cum să impactez eu cu treaba asta? Mă, dacă ți se pare interesant episodul de acum, știi că sunt trei lucruri care trebuie să reții. Prima dată să notezi ideile principale, ceea ce recomand tuturor. A doua oară să repeți. Da. Și a treia oară să împărtășești cu alții. De exemplu, poți să dai un share la episodul acesta, să dai prietenilor tăi, cunoscuților, dacă dai share în social media, s-ar putea să te cunoască o parte din cei care te urmăresc undeva, să spui, bă, mi se pare foarte mișto episodul, o să schimbe ceva, vedeți-vă despre ce e vorba, și ulterior să discuți pe marginea subiectului pe care am discutat. Da, e de multe ori foarte simplu, gratuit, adică nici măcar nu trebuie să reinventezi roata și ai văzut că de multe ori, din aproape în aproape, dai un search pe Google, și dintr-un search ajunge la încă 20, 30, 40 de resurse, de pagini și uite, oamenii poate ajung la un podcast cu tine, ajung să-ți cumpere cartea, ajung să vadă ce faci și din momentul ăla, efectiv, pentru simplu fapt că te-a auzit, ne-a auzit pe noi discutând, poți să ajungă, poate nu peste noapte, dar în 6 luni sau într-un an, să-și facă propria lor afacere online, să-și vândă propriile lor cursuri online, să facă ceva care să aducă valoare. Dacă dai valoare societății, cu siguranță valoarea respectivă se transformă în rezultate financiare pentru tine. Da. Cât impactezi un număr mai mare de oameni și îi ajută să ajungă la obiectivele lor mai rapid, într-un mod etic, cu siguranță toată treaba asta se transformă în bani. Dar atunci trebuie să ne mai uităm puțin la cifre, trebuie să învățăm să comunicăm, pentru că se întâmplă să vezi oameni foarte buni profesional, dar nu știu să comunice. Sunt foarte experți și tehnici, probabil, într-o anumită profesie sau într-un anumit domeniu și le este foarte greu să se facă înțeleși pentru ceilalți. Așa este și trebuie să fii deschis la lucruri noi, să pui întrebări și să lucrezi foarte mult în parteneriate. Singur nu poți să faci nimic. Ai nevoie de parteneri, ai nevoie de oameni care să te ajute. Posibil să ai nevoie de mentor și să fii în cercurile potrivite, să fii întotdeauna deschis la faptul că întotdeauna sunt lucruri noi pe care le poți învăța. Și să pui întrebări. Dacă mergi la evenimente sau aici poți să lași comentarii care sunt provocările pe care le ai, o să-ți răspundem eu sau Ștefan sau cineva. Ideea este să ieșim din zona de confort. Și o întrebare pe care o pui, știi că aș întreba ceva, dar nu știu ce să întreb. Care este provocarea ta?
care sunt pași sau ce ai vrea să faci acum, ce te oprește. Da. Și de multe ori cu câteva simple răspunsuri poți să ajungi la alte întrebări și după aceea alte răspunsuri și să-ți găsești propria ta cale. Pentru că, așa cum ai spus, ca și în marketing, în viață este aproximativ identic. Nu există o rețetă de succes care se potrivește tuturor. Orice business luăm, ne vine acum în minte, consumăm produsele sau serviciile anumitor companii mari, tot acum de la o idee care au pus-o în practică. Sau probabil au venit mai mult, dar aceea a fost ideea care a funcționat. Au încercat mai multe lucruri, mai multe acțiuni să bage în piață, una a reușit mai bine. Totdeauna unul este un lucru. Dar pentru a ajunge la cel unicitate, da, trebuie să testezi mai multe ori. Și nu este o problemă să greșești, să ai failuri. Asta este și partea interesantă a vieții, știi cum este? Că dacă totul ar merge așa ca uns, atunci n-ai mai simți că acele provocări te fac să simți că ești cu adevărat viu și că tu ești aici să găsești soluții și să navighezi printre ele. Așa este. Succesul nu este despre lucrurile bune care se întâmplă în viață. Succesul este despre cum reușești să treci peste provocări, peste probleme când apar. Și dacă nu ajungi să ai greșeli mari, să ai provocări mari, să dai tare cu capul, să-ți rupi spatele, nu poți să ajungi la urmă. Nu există treaba. Cosmin, eu vreau să-ți mulțumesc pentru ce ai împărtășit cu noi astăzi. Eu personal cred că dai foarte multă valoare și prin simplu fapt că oamenii te vor asculta, fie ei 1, 2, 3, 100, 1000, 1 milion, e mai mult sau mai puțin relevant, dar cu siguranță vor fi mulți, voi aduce un plus de valoare în viețile lor și cred că acea picătură de a face lucrurile mai bine pot să ajute la un mindset, așa cum ai spus, de succes, că pentru că succesul este ceva ce noi creăm, nu este ceva ce este creat din exterior, nu este ca un joc, mergi la ruletă, știi, și n-am jucat niciodată, dar am auzit, știi, că oamenii încearcă să se îmbogățească pentru că îi crede noroc, norocul îl creăm și vreau să-ți mulțumesc pentru că ai fost alături de mine, alături de toți cei care te ascultă și să împărtășesc cât mai multe lucruri frumoase alături de ei. Drag, sper să fie utile și știi cum spun întotdeauna, că informațiile te ajută, sunt două lucruri care ți-o ajută în viață. Informația pe care o descoperi și acțiunea pe care o faci pe baza informației. Acum trebuie să treacă la acțiune sau să distribuie video sau să pună întrebări sau să-și facă ceva. Poți să-mi spui care sunt provocări, ce urmează să faci după acest material, care sunt pașii pe care vrei să faci și urmărești episoadele Ștefan și mergem mai departe. Mergem mai departe și creștem și așa cum v-a spus Cosmin mai devreme, 10% gândire, 90% acțiune. Da. Dacă aplicați această regulă, am și eu carte scrisă, cei care n-ați citit-o vă recomand să o citiți. Cu cât gândești mai puțin și mai organizat și cât acționezi mai mult și mai disciplinat, cu atât șansa ta de succes crește. Ideea este să acționezi. Nu așteptam să fie lucrurile perfecte, nu o să fie niciodată și cu cât înveți mai mult, îți dai seama cât de multe lucruri poți să faci. Dă să meargă, îmbunătățești pe parcurs. Mulțumesc, Cosmin, și sper să ne revedem la un alt episod. Până atunci poate o să primiți ceva întrebări să ajuți oamenii mai cumva mai personalizat. Știi că sunt oameni care au provocări specifice și de multe ori au nevoie de un răspuns mai aplicat. Promit să-l dau cu tot dragul dacă mă pricep. Mulțumesc, Cosmin, o zi bună. Salutare.